Potrivit rechizitoriului, în perioada ianuarie-mai 2012, inculpatul Nedelea Constantin, în calitate de primar al orașului Scornicești, a achiziționat pentru primărie și a dispus în mod nejustificat consumarea de carburant, benzină și motorină în valoare de 29.909,48 de lei, fără a întocmi documente de consum. O parte din carburant l-ar fi folosit în interes propriu, spun procurorii. Apoi, în perioada 2009-2012, Constantin Nedelea a angajat pe perioadă determinată 9 salariați cu încălcarea prevederilor Ordonanței de Urgență 34/2009, în baza unor contracte individuale de muncă semnate numai de inculpat, în calitate de angajator, fără viza persoanelor însărcinate din cadrul Biroului Resurse Umane. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au solicitat menținerea sechestrului pe bunurile imobile. Procurorii ai parchetului de pe lângă judecătoria Slatina au finalizat cercetările și au dispus la data de 8 mai 2015 trimiterea în judecată a inculpatului Nedelea Constantin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și de lapidare, solicitând judecătoriei Slatina menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat și menținerea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului Nedelea Constantin până la concurența valorii probabile a pagubei în sumă de 211.215,11 lei, se arată în comunicatul parchetului de pe lângă judecătoria Slatina. Constantin Nedelea va fi judecat în stare de libertate.